Hello și bine v-am găsit la un nou clip de duminică. De data asta fac un clip mai serios decât poate îl fac de obicei în ceea ce privește, nu știu, zona asta de lifestyle, pentru că din punctul meu de vedere, lifestyle nu înseamnă doar machiaje, vloguri, plimbări, cumpărături, hauluri alimentare sau alte chestii. Deși cumva haulurile alimentare, oricât de banal sau stupid ar suna, mi se par chiar mai utile decât haulurile de haine, pentru că într-un fel sau altul, alimentația, de fapt nu într-un fel sau altul, alimentația e una dintre lucrurile importante ale vieții noastre și faptul că ne putem inspira de la unii și de la alții, asta ar trebui să fie de ajutor în anumite momente în care, nu știu, poate rămâne fără inspirație. Clipul de astăzi este un clip care e promis de aproximativ 3 ani, cred, 3 ani și ceva. Din momentul în care am avut eu o pasă destul de proastă, mai bine spus un an foarte prost, un an în care toate lucrurile s-au aglomerat, toate lucrurile rele s-au aglomerat, și cred că e normal ca în momentul în care ai parte numai de minusuri și numai de căderi din ce în ce mai jos, să ajungi în punctul în care și psihicul să cedeze. Am făcut la momentul respectiv un clip care se numea Dă-ți timp, e încă pe canalul meu și sincer mă mir și mă felicit în același timp că am avut, nu știu, curajul să-l las acolo, să-l creez și să-l las acolo, pentru că în general nu neapărat că mă tem de reacțiile oamenilor, dar atunci când te afli într-o zonă sensibilă, cu tine, cu viața, cu punctul în care te afli, faptul că alții ar începe să-ți comenteze că ai 10 culori în păr, că nu arăți a prințesă, că ai mai eu verde în loc de gri și alte prostii de genul ăsta, te pot afecta, deși în mod normal treburile astea sunt, nu știu, trec așa ca valul pe lângă mine, dar mi-a fost teamă la momentul respectiv. În prezent mă bucur că a rămas acolo clipul ăla și vă invit să-l vedeți și pe voi, pentru că e așa mai melodramatic, dar cumva e mai pe real. După cum am spus și în, cred că al doilea clip sau primul în care vorbeam de pe canalul ăsta ever, scopul meu, apropo de chestia asta, a fost să, nu știu, să vorbesc, apropo de tot ce înseamnă YouTube, să vorbesc despre mine ca om. Nu am urmărit un barem, am făcut fix ce m-a tăiat capul. Sunt mulți care spun, dacă faci challenge-uri, nu ai content de calitate. Sau alții care zic, domnule, trebuie să faci numai how-to-uri, trebuie să te mai cunoască și lumea. Părerile sunt atât de împărțite și atât de separate, după cum cred că știți și voi. Și pur și simplu nu m-a interesat. Am urmat fix ce m-a interesat, fix ce am vrut, fix cum am vrut. Mă bucur că am reușit în ultimul an, să zicem, sau mă rog, un an și ceva, să găsesc timpul necesar să mă țin cât de cât de YouTube, pentru că vreau să vă transmit ce am, vreau să vă transmit modul meu de a gândi, felul în care privesc lucrurile, imaginile pe care le fac, modul în care creez și așa mai departe. Din același spectru este și clipul de astăzi, pe care v-am zis că l-am promis de acum ceva timp, și anume despre atacurile de panică, despre această tulburare psihică, psihologică, care apare în viețile noastre și care, cred că alături de depresie, face parte din topul bolilor sau, în fine, tulburărilor, că nu e chiar o boală, dar, în fine, topul problemelor de sănătate mentală din secolul 21, aș îndrăzni să spun. Din cauza, nu o să încep acum cu chestii științifice, că nu sunt medic, nici psiholog, nu sunt nici psiholog, nici psihiatru, nici de niciun fel, nu sunt doctor ca să discut despre lucrurile astea, însă ceea ce vreau să vă povestesc este mai mult legat de experiența mea cu problema asta, o experiență care a început acum, stați să fac un calcul, aproape 20 de ani. Da, sunt vreo 19 ani de când m-am confruntat prima oară sau pe acolo, 19-20 de ani de când m-am confruntat prima oară cu atacurile de panică și ele există și în prezent, evident mai diluat, mai ok, mai bine, dar sunt, dacă pot să spun, în gardă, pentru că știu foarte bine cât de parșivă poate fi mintea umană și cât de bine te poți găsi într-un punct, iar în momentul în care niște lucruri cedează într-un fel sau altul, subconștientul amestecat cu viața, cu realitatea, cu toate cele, îți pot crea așa un boom din ăla adevărat care să te dea de pământ. Așa că asta este strict experiența mea, nu vreau să vă luați după rețeta pe care o spun eu, de fapt nici nu e o rețetă măcar, ci vreau să înțelegeți că nu se moare din asta, că nu sunteți singurii de pe pământ care aveți asta, că se poate trăi cu asta, dar că trebuie să aveți grijă de voi. Pentru că genul ăsta de stări, de senzații, pentru că asta sunt de fapt niște senzații generate de creieraș,
în diverse, sub diverse motive sau cauze, genul ăsta de senzații pot să vă dea lumea peste cap. Pot să vă rupă de viața socială, pot să vă rupă de viața voastră până la urmă, de școală, de muncă, de alimentație, de alimentația sănătoasă sau nu, pe care ați fi avut-o înainte. Poate să vă creeze probleme reale, pentru că dacă în timpul unui atac de panică, și o să descriu puțin care-i treaba cu asta, crezi că mori, crezi că ai senzații care sunt total străine de tine și nenaturale din cauza poate a unor probleme reale, ceea ce nu este real, nu este adevărat, dar dacă atunci ai impresia asta, în timp, solicitându-te, distrugându-ți psihicul cu tot felul de stresuri, cu toate alea, poți să îți afectezi stomacul, digestia, alimentația, nu știu, poate tensiunea și așa mai departe. Sunt lucruri care, evident, erodându-le în timp din ce în ce mai mult, prin acest stres, că este un stres constant, nu creează lucruri bune cu siguranță. Cum a început povestea mea și o să încep să vă zic așa un pic, e mult. Cred că clipul de astăzi o să dureze destul de mult. Mă gândeam ieri în timp ce mi-a venit ideea să-l filmez și asta datorită unei emisiuni la care mă uit și la care am văzut câteva persoane că discutau despre chestia asta random și mi-am adus efectiv aminte de cât de mult timp a reprezentat pentru mine din viața mea această problemă, aceste atacuri de panică, să le zicem pe nume. Și mi-am dat seama că o să fie un clip lung. Nu am cum să vă spun, nu știu, să vă povestesc toate lucrurile astea în 5 minute sau să vă zic chestii de genul ăsta. Dacă ar fi să fac un rezumat, aș zice în secunda în care simțiți că vă bate inima foarte tare, că vă transpiră palmele, că nu mai aveți aer, că, nu știu, out of nowhere, deci fără să vă știți cu probleme de sănătate, primul și primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să căutați ajutor. Aici mă refer să încercați să vă luați mintea de la chestia asta în secundă, adică după ce ați depășit starea asta, mai ales în cazul în care se repetă, căutați ajutor specializat. Deci ăsta ar fi rezumatul, că vorbim de psiholog, că vorbim de psihiatru pentru cazuri mai serioase sau chiar și pentru cazuri mai puțin serioase, dar în care aveți nevoie de o confirmare că nu e și altă problemă. Asta este ideea. Așa că o să iau mai de la început, mai de când s-a întâmplat cu mine chestia asta prima dată și o să vă povestesc un pic care e traiectoria, cam cum s-a întâmplat atunci, cum am depășit în anumite momente. Povestea mea cu aceste atacuri de panică, cum sună asta, parcă sunt la Mircea Radu, dar cam așa începe, a început undeva prin clasa, cred că a șasea mai exact, atunci când eu puneam pe seama, pentru că nu știam ce se întâmplă cu mine, e o chestie de care cred că nimeni nu era pregătit, nici nu cred că nici acum nu se discută atât de mult pe cât ar trebui despre problema asta, iar la momentul respectiv cu atât mai puțin. Și în clasa 6, la un moment dat, puneam pe seama faptului că mâncam poate prea mult, că mama încerca să mă hrănească înainte să plec la școală și că plecam cu mâncarea în gât, cum se spune, și din cauza emoțiilor, mă rog, create de școală, aveam o senzație continuă de greață și ca și cum aveam stomacul în gât și simțeam așa, nu știu, o teamă, o frică, o senzație permanentă de panică, de încordare. La început s-a crezut că e pe, nu știu, seama faptului că am scăderi de calciu sau căderi de calciu și că, na, de asta, ți-amorțește pe aici pe acolo sau ți se răcesc mâinile, pentru că sunt simptome care sunt destul de similare cu căderile de glicemie, cu crizele de calciu, adică sunt anumite lucruri care se aseamănă. Dar nu știam exact. Țin minte doar că mergeam la colege, anumite colege și le spuneam să meargă cu mine până la baie când mă simt ok și aveam impresia că o să vomit și, mă rog, stăteam acolo foarte, foarte panicată până în momentul în care atingeam cumva un punct în 5 minute, 10 sau ceva de genul și mă calma. Treaba asta a început să devină din ce în ce mai deasă, din ce în ce mai, nu știu, intensă, în așa fel încât cu un an mai târziu, prin clasa 7-a, țin minte că s-a pus chiar problema să fiu pretrasă o vreme de la școală pentru că nu mai puteam efectiv să mă duc. Adică ajunsesem să mă tem de senzațiile astea, nu înțelegeam ce se întâmpla cu mine și mi-era atât de teamă și mă simțeam atât de iurea, mă simțeam atât de groaznic, nu înțelegeam de ce de câte ori trebuie să plec și să mă aflu într-un loc în care nu eram acasă, în care nu eram legată cumva într-un fel sau altul de-ai mei, înnebuneam la propriu, mă rog, ca să fiu pe românește mai clară. Mi-era super frică, mi-era super teamă, toate lucrurile astea până în momentul în care reușeam să mă calmez. Deci nu se întâmpla peste o oră, peste două din nou, doar că la început, la momentul ăla de desprindere efectiv de ai mei, bun, aici a fost și o problemă, să zicem, poate că lucrurile astea au fost favorizate și de faptul că eu am fost un copil cumva overprotected, adică overprotected,
În sensul în care ei mei m-au dus la școală până târziu și cumva, mă rog, din dorința de a avea grijă cât mai mult de mine, poate că lucrurile astea au cauzat într-un fel sau altul. Deci dacă aveți copii, dacă sunteți mame, nu-i cocoloșiți peste măsură, pentru că a fi independent și a te învăța să trăiești pe picioarele tale de un singur este extraordinar de important. E ceva ce nu există, nu știu, cred că e cea mai bună lecție de viață pe care o poate primi un copil, cum să trăiască singur, pe picioarele lui. Și chestia asta începe de la momentul la care se duce singur la școală până la momentul la care își găsești un job și așa mai departe. În fine, nu discut acum despre asta, dar vreau să ating punctul ăsta referitor la una din cauzele pe care le cred eu că au contribuit. Treaba s-a dus serios din ce în ce mai mult, până în punctul în care mi-aduc aminte că la un moment dat chiar medicul care avea grijă de mine la momentul respectiv i-a sugerat, nu mai știu, maică-mi sau în fine, a sugerat alor mei să contacteze un psiholog, pentru că e posibil să fie o tulburare psihologică, să există o teamă la mine sau să existe niște lucruri. Repet, nu erau niște chestii foarte bine delimitate, foarte clare, mai ales că eram aproape un copil, adică la 13-14 ani ești un copil, nu te gândești la lucruri de genul ăsta, nu te gândești că are tulburări psihice sau alte chestii de genul ăsta, nu e clar. Și nu am rezonat, e foarte important iar să aveți să rezonați cu psihologii la care mergeți, indiferent de motivul pentru care mergeți acolo, că vreți să câștigați încredere în voi, că vreți să rezolvați niște tulburări de genul ăsta, că aveți terapie de cuplu, nu contează. Ideea este că trebuie să fiți foarte ok cu omul ăla, să vă înțeleagă omul ăla, să nu vă pună pumnul în gură atunci când aveți nevoie de a vă exprima și de a spune niște lucruri, așa că, nu știu, nu mai știu exact cum s-a desfășurat, pentru că e acum mulți, mulți ani, dar nu mi-a plăcut, nu mi-a surs deloc și țin minte că simțeam o repulsie la faptul că mă duceam acolo, un copil fiind în momentul în care am aflat de ideea de psiholog, mare greșeală, pentru că nici ei mei nu mi-au explicat chestia asta atunci, pentru că nici ei nu știau probabil cum să abordeze situația. Dar eu am început să resping din start pentru că le-am spus că eu nu sunt nebună, n-am ce să caut la psiholog, cumva asociam tot ceea ce se vedea la momentul ăla în filme cu treaba asta că dacă te duci la psiholog sau psihiatru ești nebun la cap, ai probleme grave și mă rog, eu știam că sunt ok în timpul liber, adică în restul timpului, dar cumva treaba asta s-a transformat într-o ură față de ideea asta de psiholog și mi-am dat seama că n-are cum, nu se poate, nu asta e soluția, e altceva, am o boală, sunt bolnavă, sigur e chestia asta, nu are treabă cu creierașul, sunt ok acolo. Ulterior, treaba, mă rog, s-a liniștit cât de cât într-o vreme, țin minte că am intrat la liceu, timp în care s-a reluat aceeași chestie. S-a reluat același lucru, nu puteam să plec la școală, îl suna pe taică-mea pentru că dimineața mă mai lăsă el cu mașina la școală și 5 minute mai târziu îl sunam să vină să mă ia, că mă sufocă, nu pot să respir și așa mai departe. A fost o perioadă în care ei mei s-au îndoit de faptul că aș avea ceva, pentru că toată lumea le spunea același lucru, băi, e sănătoasă, i-am făcut analizele, e ok, n-are nicio problemă, nu are probleme. Și probabil că mintea lor era că încerc să chiulesc sau că am găsit varianta ca să scap sau să stau acasă. Eu pe partea altă muream în interiorul meu pentru că este îngrozitor să nu te creadă cineva atunci când ai senzațiile alea, când simți că ți se pune nodul în gât, când simți că ceva te sperie și ceva ce este absolut stupid și irațional, pentru că nu este o frică reală de ceva clar. Cred că de fapt mai mult este frica de frică, frica să nu înceapă frica și atunci automat intri într-un cerc din ăsta vicios care se amestecă și se crește din ce în ce mai mult. La un moment dat, odată cu, nu știu, cu acomodarea, că și asta a contat foarte mult cât de mult m-am înțeles cu mediul în care mă aflam, odată cu acomodarea cu colegii, odată cu discuțiile cu ei, odată cu crearea de prietenii, odată cu crearea unei mici familii în care m-am simțit cumva ok, undeva prin clasa 11 am început să devin ok, am început să simt că pot să fac lucruri, am fost într-o excursie de una singură, dacă pot să spun așa, cu colegii mei. A fost ok, am început să mă duc într-o zonă ok. Odată cu începerea facultății, deci practic la alt switch, altă schimbare, altă modificare a realității într-un fel sau altul, a apărut din nou problema asta și mi-aduc aminte că am urât facultatea trecând peste faptul că nu mi-a plăcut ASE-ul by default. Nu-mi plăcea nici mediul, nu-mi plăcea nici faptul că mă simțeam tot timpul tensionată, fiind deja o adolescentă aproape de, nu știu, de adult, să zic așa, eram ciudată pentru că nu ieșeam cu ei, începusem să-mi refuz prietenii care de altfel se și distanțaseră în perioada aia de mine, pentru că la 18-19 ani ce faci? Ieși, te duci, te plimbi, faci tot felul de lucruri, deci cumva, după cum am zis la începutul clipului, îți afectează viața socială, viața reală, îți afectează cariera, școala și așa mai departe. Stăteau ai mei cu orele pe lângă facultate ca să știu eu că e cineva acolo în caz că am pitici pe creier. Au fost niște momente îngrozitoare care s-au continuat
într-una și care au avut efectiv aceeași chestie permanentă, s-a dus dintr-una într-alta, hai să mergem colo, hai să... Deci a fost o verificare și o încercare tot timpul de a scăpa de chestiile astea, o verificare care a a avut vârful undeva prin 2010, când, din cauza faptului că nu mâncam, ca să pot să mă duc la job, ca să pot să mă duc la școală sau la alte lucruri în care trebuia să fiu de una singură, eliminam mâncarea din program, pentru că în momentul în care mănânci, evident, și ai stomacul plin, îți este mai simplu să ai senzația aia de greață, de stomac întors, când ți se contractă stomacul. Știm cu toții că la emoție se zice că ai un ghem în stomac. Ei, ghemul ăla îți crea o senzație de disconfort și mai mare atunci când mâncai. Drept urmare, uite, așa am eliminat eu ușor, ușor, pentru că multă lume în perioada liceului a făcut mișto de mine că, mamă, cât de slabă ești. Ei nu știau lucrurile din spatele slăbiciunii mele, plus că firea mea oricum a fost una filiformă, adică așa am fost eu. Astfel încât lucrurile astea nu m-au ajutat de absolut nicio culoare. În momentul în care vedeam că se face mișto de mine pe tema că nu mă pot îngreșa, eu nu mă puteam îngreșa din cauza faptului că aveam aceste atacuri de panică, nu-mi permiteau să mănânc, mă consumau pe interior. Este exact ca un... și o să sună dramatic, dar asta e adevărul, iar cei care suferiți de problema asta și știți problemele astea, înțelegeți perfect, sunt sigură, este exact ca un monstru care te mănâncă din interior și cumva e o bătălie între creierul tău și creierul tău, creierul tău care spune ești nebună la cap, n-ai nimic, ce se întâmplă cu tine, wake up, și partea aia de creier care spune, păi da, dar nu pot să wake up, pentru că uite, am asta și am asta, și cumva nu înțelegi de ce ți se întâmplă lucrurile alea și nu înțelegi de ce nu poți scăpa de ele dacă lucrurile alea nu sunt reale. A fost o întreagă, după cum ziceam, un întreg stres, o întreagă amestecătură care a dus până în punctul în care undeva prin 2010 cădeam efectiv de pe picioare, deci nu mai puteam să stau în picioare, slăbisem mai mult decât era cazul, ajunsesem în punctul în care nici nu puteam suporta căldura și asta, mă rog, am aflat ulterior că nu suportam căldura din cauza unor probleme de data asta reale care existau și pe care nu le cunoșteau, care erau cu inima, pentru că trecând peste atacurile astea de panică, ulterior, după niște ani, am aflat și de niște probleme reale, adică trecând peste imaginația mea, cumva... Adevărul exista undeva acolo, nu avea legătură cu atacurile de panică, deci nu din cauza asta aveam atacuri de panică, dar s-a nimerit să existe și niște probleme reale, că na, dacă tot te-ai panicat în gol de ceva, hai să-ți dăm și un motiv să te panichezi pe bune. În fine, cert este că am zis ok, eram deja mai matur, aveam vreo 23 de ani, deci puteam să înțeleg lucrurile altfel, putem să le percep altfel și am zis bine, gata, stop. Hai să merg la un psiholog din nou. Și am mers la o psihologă, nu o să dau nume că e irelevant. O psihologă care, într-adevăr, era destul de cunoscută, apărea la vremea respectivă pe peste tot, dar ăsta a fost primul lucru care m-a învățat că ceea ce e la TV sau pe sticlă nu e neapărat cel mai bun sau cel mai ok sau ce trebuie ție la momentul ăla. Ce am rămas de la ședințele alea, am rămas cu foarte multă înțelegere și nu știu dacă iubire față de mine e mult spus sau ok spus, dar am învățat să mă apreciez mai mult, am învățat să nu mai las persoanele să profite atât de mult de mine precum o făceam înainte, nu de tot, probabil că mai aveam nevoie de niște ani, dar de terapie, dar în fine. Am reușit să am mai multă încredere în mine și să elimin mai cu forță și mai cu curaj lucrurile care îmi făceau rău, oamenii care îmi făceau rău, în fine, pe zona asta socială. Însă în ceea ce privește atacurile de panică, eram tot acolo, la fel mă panicam, la fel existau, cred că zile după zile și seri în care mă sufocam random și chemam salvarea și... Ajungeau oamenii aia deja să se repete și toți îmi spuneau același lucru și toți le spuneau părinților să mă ducă la psihiatrie pentru că e clar că am ceva și nu vreau să depășesc momentul. Alții îmi spuneau că e doar depinde de mine. În fine, am auzit atât de multe bazaconii și bălării și răutăți și comentarii stupide. Unele dintre ele venind din partea oamenilor apropiați, chestii care a fost super nasoală, pentru că dacă ți-auzi prietenii sau oamenii din jur că spun rahaturi de genul ăsta... Nu că îți pierzi încrederea, că nu despre asta e vorba, dar te simți aiurea când știi că tu de fapt n-ai nicio vină în toată chestia asta și mai ești și călcat în picioare, e un pic cam nașpa. Și asta vreau să vă spun celor care nu suferiți de treaba asta, nu judecați oamenii care au această problemă. Dacă nu puteți să înțelegeți, pentru că niciodată n-ați fost în papucilor, cum se spune, măcar credeți. Adică aplicați metoda aia, nu pricep, dar cred. Pentru că, din păcate, E îngrozitor pentru un om care trece printr-o situație de genul ăsta și care se simte super nasol, psihic vorbind, și are niște stări care se răsfrâng în, nu știu, bunăstarea fizică,
Să-i mai spui și tu, hai mă, lasă-mă pace că exagerez, n-ai nimic ce naiba. Hai, îmbracă-te frumos și ieși afară sau fă nu știu ce și îți trece. Lucrurile astea sunt, nu dau dovadă decât de, nu știu, indiferență, de faptul că nici măcar n-avem bunul simț să aruncăm, mai ales în era internetului, un ochi pe net și să vedem că de fapt există treburile astea, că de fapt sunt reale, că sunt la fel de reale ca depresia, la fel de reale ca, nu știu, schizofrenia, deși sunt lucruri total diferite, dar sunt boli mentale, sunt boli psihice. Și din păcate noi nu, sau în fine, tulburări, că nu intră la categoria de boli, dar în fine, noi nu punem accent pe lucrurile astea, noi nu discutăm despre... despre partea asta psihică decât în momentul în care ajungem să ne lovim de ea sau în momentul în care înțelegem și ce înțelegem decât ceea ce vedem. Adică oameni care nu mai sunt oameni, să zic așa, adică nu mai au stilul lor de a se comporta, nu mai au conștiința, realitatea, rațiunea și ăștia sunt oamenii care au tot felul de boli reale, psihice, de genul, nu știu, nu mai se cunosc pe ei, uită, chestii din astea care sunt clar vizibile. În momentul în care vezi un om care e perfect normal, dar știi că are niște reacții de refuz sau de anumite chestii în anumite situații, imediat spunem că e antisocial, punem o etichetă nasoală. Nu despre asta e vorba, pentru că nu știți ce bătălie au oamenii în interiorul lor. Încercați să nu mai judecați oamenii după acțiunile astea superficiale. N-a ieșit cu mine la bere, n-a vrut să vină nu știu când, se consumă pentru nu știu ce chestie, s-a certat cu Xulescu și acum face o dramă. Fiecare om are războaiele lui și încercați să nu mai judecați oamenii după treaba asta. Revenind la istorie, în 2010, după această, mă rog, dacă pot să-i spun eșec pe partea de terapie, pentru că nu era ce trebuia pentru partea asta de atacuri de panică, am ajuns în punctul în care am zis, ok, that's about it, hai să mergem la psihiatrie. Pentru că nu mi-e rușine să o spun, deși recunosc că nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta, pentru că sunt mulți care judecă aiurea. Și vă spun de acum că dacă aveți de gând să aruncați cu roșii sau să scrieți comentarii stupide sau idiote, nu e, n-aveți nicio șansă, o să fiți blocați și șterși, pentru că nu asta caut, caut oameni cu ceva în cap care să poată înțelege și să poată susține oamenii care au avut niște probleme sau au niște probleme de genul ăsta. Mă rog, și am ajuns în punctul ăla în care, evident, am avut aceeași reacție respingătoare în interior, pentru că nu-mi venea să cred că mă duc acolo și în capul meu era exact cum cred 99% dintre români, psihiatrie egal spital de nebuni. Nu e așa. Psihiatria este un loc în care există foarte multe secții. De la nebunii ăia, cum le spunem noi, care au tot felul de boli din astea, cum ziceam, boli psihice, care s-au manifestat din cauza anumitor șocuri sau sunt pe fond genetic sau, până la persoane care au depresii, care au tulburări psihologice sau psihice. Deci e o diferență între a avea o boală și a avea o tulburare. Sunt momente în care, nu știu, ca și cum ai avea o cădere de calciu. Nu înseamnă că ești bolnav cu ceva, înseamnă că la momentul respectiv există un dezechilibru care îți creează niște situații. Chestie care este reală și în cazul depresiilor și atacurilor de panic. Bun, ajungând aici am avut baftă de un medic excepțional. Un medic care inițial a vrut să mă interneze pentru că s-a speriat de cât de slabă era la momentul ăla și prima întrebare pe care mi-a pus-o efectiv a fost, ești anorexică? Nu știu dacă norocul meu este că, fiind o persoană destul de ipohondră, citesc mult și încerc să mă interesez ca să înțeleg, de fapt, despre ce se întâmplă cu viața mea, dar cumva i-am răspuns la momentul ăla și am explicat că nu sunt anorexică, pentru că anorexia înseamnă altceva, înseamnă înfometarea intenționată, adică să vrei să fii slab deși ești atât, pentru că ți se pare că ești atât. Și nu era cazul meu, eu din contră aveam de gând să mă îngrași, aveam să revin la normalitate și așa mai departe, dar nu puteam pentru că. Cu această femeie m-am înțeles extraordinar, a înțeles că nu e neapărat nevoie în momentul ăla să mă interneze pentru că se poate înțelege clar cu mine și ok și nu eram genul ăla care să refuz ajutor, din contră îl căutam. Am avut câteva ședințe de terapie cu o psihologă de acolo care am înțeles că ulterior a devenit chiar medic psihiatru și a dat gradele sau mă rog ce era de dat, a studiat și a devenit medic psihiatru. Iar femeia respectivă m-a ajutat atât de mult prin cărți, deci nu e ca și cum mi-a făcut cineva voodoo. Ăla a fost momentul în care atacurile de panică au devenit din dușman un fel de călător alături de mine. Un călător neplăcut, un călător care se ține scai de mine în anumite momente, dar un călător pe care îl tolerez și pe care, nu știu, îl iau cu mine ca să nu mă simt singură, ca să fac și așa o glumă apropo de chestia asta. Am citit foarte mult legat de tot ce înseamnă treaba asta cu tulburările psihologice, psihice și așa mai departe pe partea de atacuri de panică. Am înțeles ce înseamnă un atac de panică și ăla a fost momentul în care la mine a făcut click. Momentul în care mi-a explicat că, păi, știi de fapt ce e asta, nu? E o senzație. E o senzație generată de niște tulburări, de niște scăderi, că poate scade magneziu, că poate scade eu știu ce alte, nu știu, nu v-am zis, nu sunt medic să vă spun exact ce se întâmplă
sunt scăderile astea sau sunt genul ăsta de probleme, poate ai avut o problemă care n-a fost rezolvată și a rămas acolo și generează permanent anxietate sau stări din astea iurea, poate îți vin gândurile alea de undeva. Sunt multe cauze care pot, dar nu înseamnă că ești nebună. Mi-a făcut teste de IQ, mi-a făcut teste de... Câte teste nu mi-a putut să-mi facă și au ajuns la concluzia că nu este nimic în neregulă cu mine și că sunt doar niște atacuri de panică. Chestia care pe de-o parte m-a liniștit, pe de altă parte m-a panicat iarăși pentru că eu voiam să scap de chestia asta, voiam să înțeleg cum se ajunge la finalitate. Și mi-a explicat că există șansa ca oamenii să nu scape 100%, nu este nicio garanție că din momentul în care te vei face bine sau în fine vei trăi cu ele sau vei învăța să trăiești cu ele, o să dispară total. Dar am înțeles faptul că e ok să accepti faptul că e o senzație și să nu te mai panichezi crezând că o să mori. Am înțeles că din atacurile de panică nu se moare. Deci, indiferent cât ai avea pulsul, 500 dacă la ei vorba vine, da? Nu se ajunge până acolo, dar ca fapt divers, vă dau și eu așa o cifră astronomică, să exagerez să înțelegeți ideea. Deci, oricât de mare ai avea pulsul, oricât de mult ți-ar transpira palmele, oricât de frică ți-ar fi în momentul ăla, oricât de mult te-ai strânge într-un colț și ai plânge de teamă, oricât de gânduri negative ai avea, nu mori din asta. Asta trebuie să ții minte, asta trebuie să îți rămână întipărit în creier că nu se moare din asta. Se moare poate sufletește pentru că nu înțelegi ce-i cu tine, se moare poate la nivel social pentru că oamenii nu au răbdare în genul ăsta, dar până la urmă eu cred că atacurile de panică sunt cele mai bune prietene în a-ți mătura de lângă tine oamenii care nu merită să fie acolo. Nu poți să ai pretenția de la un om să te înțeleagă 100%, dar poți să ai pretenția de la un om să te susțină. Pentru că nu știe nimeni că trebuie să știe sentimentul sau să simtă ce ai simțit și tu nu știu când, că n-ai cum. E ca și cum cineva ți-ar spune, bă, pe mine mă doare piciorul zilnic, dar n-am nimic. Și mă doare random, dar eu n-aș putea să înțeleg cum este doar piciorul zilnic tot timpul, 24-24, fără să ai probleme. Adică mi se pare o utopie, o ciudățenie, o idioțenie. E, cu toate astea, dacă un om îți spune lucrurile astea și există medical vorbind diagnosticul ăsta, cred că normal este să fii ok și să înțelegi că unii oameni trec prin asta, așa cum putem înțelege că există depresie, deși mulți considerăm depresia că suntem supărați într-o zi că, nu știu, e nor afară și nu e soare și ne-am deprimat. Nu, aia nu înseamnă depresie, e ceva mult mai deep de atât. Dar asta e ideea, să încercăm pe cât posibil să ne educăm mințile noastre, a celor care avem această problemă sau a celor care aveți această problemă, să înțelegeți că nu se moare din asta. Asta e primul lucru, deci nu o să muriți indiferent de nasol v-ați simțit momentul ăla. Da, poate că vă veți ataca organismul în sensul în care vă veți stresa și speria atât de tare încât veți avea o criză de spasmofilie, adică criză de calciu, de cădere de calciu. Iei o pastilă de calciu, în cel mai rău caz, nu la salvare și mă rog, au ei grijă de tine, dar nu vei păți, adică la mine funcționează, cel puțin atunci când am atacuri de panică din neant stupid, în mintea mea se aprinde beculețul, băi, o senzație, n-are cum să-ți fie teamă și în momentul în care mă gândesc la treaba asta că este o senzație, automat lucrul ăsta scade, în mintea mea îi scade importanța și nu mă lupt, pentru că asta e și o chestie pe care am învățat-o, că nu e bine să te lupți, că de multe ori când avem chestia asta, nu am atac de panică, sunt ok, nu simt asta. Ba da, simt asta. Cu cât îi opui mai multă rezistență, cu atât îi dai mai multă forță să se întoarcă înapoi și să fie mai combatant, combativ. Sună ca un meci, sună ca și cum aș personifica, dar e cel mai ușor de înțeles, pentru că e normal să fie așa, creierul tău percepe senzația aia, starea aia într-un fel, destul de deranjant, iar rațiunea ta spune, sau în fine, tu încerci să convingi creierul tău că băi, nu e așa, nu e adevărat, creierul tău nu o să te creadă niciodată dacă spui asta și din contră o să fie mai rău, pentru că tu încerci să-ți spui că ești bine, dar de fapt simți rău și atunci te automat generezi o stare mai proastă. Nu, acceptă. Bun, acum am un atac de panică. Va fi bine pentru că știu ce să fac. Voi respira, mă voi liniști, este o senzație, o să treacă. Sunt multe chestii, nu spun că asta o să meargă pentru voi. Trebuie să vă gândiți, să vă găsiți de clicul ăla, chestia aia care vă liniștește pe voi. Iarăși, o chestie care ar putea să vă ajute ar fi să vă faceți analizele anual, pentru că chestia asta vă confirmă faptul că sunteți bine, că sunteți sănătoși și în continuare că it's all in your head și că o să treceți peste acest călător sau o să-l luați pe post de acompaniant în călătoria voastră prin viață. Deci o să mergeți la modul ăsta. Dacă vă întrebați acum, apropo de chestia asta, nu știu, unii spun că, sau în fine, unii au diverse grade de severitate în ceea ce privește treaba asta, unii se manifestă mai urât de atât, alții nu mai pot ieși deloc din casă. Sunt tot felul de probleme de genul ăsta. Eu rămân la părerea mea, contactați-vă un medic
căutați-vă, de fapt, un medic bun, contactați ajutor specializat. E foarte important și dacă vedeți că voi singur nu puteți să depășiți momentul ăsta, nu spuneți că, băi, dacă îmi spune mama că n-am nimic, sunt nebună la cap, că uite, eu am. Nu! Sunt oameni care nu înțeleg, oameni care nu pricep ce se întâmplă cu voi, care pur și simplu nu pot fi învinovățiți pentru că pe vremea lor nu se discuta nici măcar de jumate din cât se discută acum. Nu că acum s-ar vorbi prea mult, iar oricum în România sănătatea mentală este pusă pe ultimul loc, adică mai repede vorbim de nu știu ce cizme ne luăm sezonul ăsta decât de faptul că există și probleme de genul ăsta, probleme care ne afectează viața chiar și pe cei mai suspuși, chiar și pe cei care au o viață perfectă, care par a fi din filme, rupți din filme. Nu există om care să fie 100% happy, 100% roz, a cărui viață să fie perfectă. Poate sunt, 2 la mie, nu știu, 2 la catraliar, dar realitatea este diferită și este altfel. În ceea ce privește, mai există și o altă chestie, o chestie care la mine n-a funcționat și în care eu nu cred, dar, repet, este doar cazul meu și vă rog să nu vă luați după mine, este tratamentul cu chestii medicamentoase. Bineînțeles că depinde ce diagnostic vi se pune, depinde ce se întâmplă cu voi. La mine s-a încercat o chestie de asta cu un fel de calmante, dar îmi dădea o stare mai nașpa, adică mă simțeam efectiv de pe altă planetă, nu mă calma chestia aia și aveam tot timpul senzația că, adică mi-a creat cumva o dorință de a lupta mai mult, de a le accepta mai bine și de a învăța să le accept mai bine și să învăț să trăiesc cu ele, o dorință mai mare decât de a mă îndopa cu niște chestii chimice care pentru mine simțeam că îmi fac mai mult rău decât bine la momentul ăla. Și fiind și destul de slabă, în perioada aia chiar s-a oprit încercarea asta pentru că îmi făcea mult, prea mult rău, mai mult rău decât bine, pentru că îmi scădeau foarte mult tensiunea. Adică calmantele astea de tip distonocan sau fie nu știu ce era la momentul respectiv, că nu mai mi-aduc aminte. Mă rog, calmantele astea nu erau neapărat cea mai bună soluție și după vreo săptămână în care am încercat am zis nu. Ce mă ajută este terapia, ce mă ajută este faptul că vreau să învăț să-mi educ creierul, iar pentru mine treaba cu terapia e exact ca aia cum învață pe cineva să pescuiască mai repede decât să-i dai un pește, pentru că dacă îl înveți să pescuiască, o să știe singur să se hrănească. Așa și cu chestia asta, dacă înveți să-ți dresezi creierul, să discuți cu creierajul tău, să ți le duci, să înțelegi ce vrea până la urmă și să înțelegi mesajele, până la urmă o să reușești să treci peste problema asta mai bine și mai ușor. Repet, în cazul în care este imperios necesar să luați o medicamentație temporară sau să aveți discuții cu medicii, nu vă luați după ce zic eu sau altul de pe YouTube. Eu vă spun experiența mea, eu vă spun cum s-a întâmplat cu mine, că la mine a funcționat terapia și asta m-a ajutat să fiu ok 90% din situații. Ascultați-vă medici, iar dacă simțiți că medicul ăla nu vi se potrivește, dacă simțiți că nu aveți îmbunătățire, dacă simțiți că nu aveți cu cine să colaborați, move on. În ceea ce privește prezentul, ca să ajung și în prezent, singurele momente când mai am atacuri de panică severe sau în fine destul de severe sunt momentele în care am probleme de sănătate. Pentru că am avut niște experiențe destul de serioase cu problemele pe care le am cu inima. Experiențe reale, deci de data asta nu au mai fost legate de, nu știu, tulburările mele din creier, nu, experiențe reale, care m-au marcat într-un fel sau altul și care mi-au creat un soi de teamă. Eu consider că teama asta e cumva justificată, ceea ce mi-e ciudă este că datorită firii mele anxioase, pentru că probabil că așa este și felul meu de a fi, datorită firii mele, cumva nu reușesc să trăiesc sau să accept momentele alea la fel cum aș accepta poate orice altă chestie nasoală și ajung într-o stare din asta de panică. Sau în anumite momente care sunt foarte, foarte importante pentru mine, observ sau care se deraiază automat, observ că atunci mi se declanșează chestia asta. Deci cumva eu am înțeles că în momentul ăsta atacurile mele de panică sunt de fapt o reacție a faptului că ceva nu-i bine cu mine. Fie că e fizic, real vorbind, fie că este emoțional, fie că se întâmplă niște lucruri care mă scot dintr-o zonă de confort și mă pun într-o zonă de pericol percepută de mine într-un fel sau altul. Nu știu, că mi-e amenințat jobul sau proiectele sau... Adică doar în momentele alea. Nu mi se mai întâmplă... Nu mai am probleme atunci când trebuie să plec de acasă fără nimeni sau cu anumite persoane. Am călătorit. Adică lucrurile au intrat într-un făgaș sau pe un făgaș normal, începând cu acea perioadă. Am mai făcut de-a lungul timpului terapie, pentru că niciodată nu poți să fii 100% ok, adică să spui că din momentul ăsta gata, după cum ziceam, sunt vindecat total. Creierul e un organ, eu așa par șiv, pentru că este atât de complex încât am impresia câteodată că el ne controlează corpul și chiar și felul de a gândi mai mult decât putem noi prin rațiune să-l controlăm pe el, adică e așa un paradox. Dar este mult, 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 mult mai bine decât a fost.
Ceea ce vreau să spun cu acest clip este, în primul rând, v-am împărtășit experiența mea tocmai ca să vă fac să înțelegeți că nu sunteți singuri. Dacă experimentați treaba asta brusc și dintr-o dată și căutați informații, e bine că faceți asta, e bine că încercați să înțelegeți ce se întâmplă cu voi, pentru că niciun om de pe lumea asta nu o să vă poată spune exact ce și cum. E bine să faceți și voi research-ul vostru și e bine, în primul rând, că atunci când primiți explicații specializate sau, mă rog, vă duceți într-un anume loc, să nu vă duceți așa ca din oală și să nu înțelegeți care e treaba cu viața voastră. A fost foarte nasol în prima parte a vieții mele în care am experimentat chestia asta, pentru că nu înțelegeam literally ce se întâmplă cu mine. Nu pricepeam, dacă analizele ies bine, atunci care e problema? Eu nu concepeam că poți avea, nu știu, suferințe, să zic așa, pe partea asta psihică și că din cauza asta lucrurile astea se pot duce în zona asta. Nu știu să vă spun de la ce a pornit, nu știu să vă spun de la ce s-a declanșat chestia asta, nici în prezent n-am idee. Pot să fac presupuneri, dar astea nu mă ajută la nimic pentru că nu sunt o certitudine, deci până la urmă n-am aflat exact, până la urmă nici nu mai contează de la ce s-a pornit. Cert este că mesajul meu pentru voi este să căutați unul la un ajutor specializat dacă vedeți că lucrurile astea se repetă și persistă, pentru că se întâmplă să ai un atac de panică, vezi avionul că pică. Ăla e un motiv justificat să faci asta, dar dacă dintr-o dată te trezești în mijlocul somnului și ai atacuri de panică și nu înțelegi de ce nu mai ai aer și chestia asta o pățești noapte după noapte după noapte sau te duci la un interviu și, nu știu, ți-a amorțit mâinile, nu mai poți să te miști de pe scaun și chestia asta se întâmplă și după ce preiei job-ul, adică sunt niște lucruri care cumva e normal să le ai, dar până într-un punct, adică e normal să fii sensibil, e normal să fii mai, nu știu, diferit decât alții, dar în momentul în care chestia asta îți afectează viața, e clar că e o problemă și trebuie rezolvată. Deci nu vă sfiți, nu înseamnă că sunteți nebuni, nu înseamnă că trebuie să fiți alungați din societate dacă aveți această problemă. Dacă ai probleme cu inima, te duci la cardiolog, dacă ai probleme cu, nu știu, stomacul, te duci la gastroenterolog, dacă ai probleme cu picioarele, cu oasele, cu șe, te duci la... Las că-mi venise în minte, în fine, doctorul care se ocupă de zona asta. La fel și creierul, în momentul în care aveți probleme de genul ăsta, mentale, psihice, sufletești, până la urmă, nu contează. Deci, în natură, rezolvați-le, pentru că eu cred și am ajuns să cred că asta, de fapt, e o alarmă a organismului pentru diverse probleme pe care le avem. Că sunt ele emoționale, că sunt ele, nu știu, familiale, de stres, de orice fel anume, când îi dăm prea mult, atunci crapă ceva undeva. Așa că e bine să avem treaba asta și e bine să avem grijă de noi. Deci nu e o problemă. În altă ordine de idei, nu așteptați să vă înțeleagă toți din jurul vostru. Lumea din jurul vostru o să aibă tendința de a vă scoate pe voi ca pe aia ciudați. Pentru că asta fac oamenii, pentru că oamenii niciodată n-au răbdare cu alți oameni sau foarte rar. Iar, după cum v-am zis, luați-o ca pe o selecție naturală, ca pe o selecție în care o să vedeți care sunt oamenii care merită să stea lângă voi. Am avut surprize de la oameni care, repet, mi-au fost foarte aproape să pățesc chiar acum ceva timp, prin 2016, am avut la un moment dat tot așa, pentru că atunci a fost perioada în care am reavut genul ăsta de probleme. Și a fost o combinație atât de ciudată de stare aia, pentru că eram plecată cu un proiect foto atunci și a fost super aiurea. Iar o persoană din împrejurul meu, la momentul respectiv, pe care, deși avea, mă rog, să zicem scuza că nu știa cu ce se mănâncă, a avut cumva o reacție destul de stupidă din punctul meu de vedere, prin care m-a acuzat că nu mai termin odată și că îmi bag joc de oameni din jurul meu care trebuie să țină permanent după mine, pentru că, uite, ești ta mai om în toată firea și stai și, nu știu, ai reacții de copil speriat fără motiv. Și atât de indignată și de supărată am fost la momentul ăla, pentru că nu mi se părea ok reacția asta, pentru că nu ai de unde să știi dacă nu trăiești tu pe pielea ta și nu ai cum să judeci un om. Nu-i corect să judeci un om care trece prin niște lucruri, mai ales că, repet, nu sunt niște chestii noi pe care nu le-ai mai auzit în viața ta, dar un simplu search pe Google o să vezi că sunt nu știu câți tineri, mai ales tineri care se confruntă cu chestiile astea. Deci eliminați fără cea mai mică urmă de regret oamenii care nu vor să înțeleagă lucrurile astea, care nu vor să vă fie alături atunci când se întâmplă anumite situații de genul ăsta, care vă spun cuvinte urâte, care vă fac să vă simțiți ultimii oameni. Nu despre asta este vorba. Nu asta este scopul. O altă chestie de care trebuie să țineți cont este faptul că, da, poate că nu vor dispărea niciodată, dar există și șansa la unii oameni să se întâmple așa. Adică nu este o certitudine 100%. La mine n-a fost să fie. La mine se repetă odată la
11 ani fără o anumită recurență, pur și simplu, în anumite momente când creierul meu e supra-solicitat și sufletul meu și corpul meu și, mă rog, mă dau peste cap, am zis, la mine un fel de semnal de alarmă lately. Dar sau în situațiile în care, într-adevăr, există o problemă fizică reală cu mine. Dar în momentul în care aveți treaba asta, nu trebuie să vă gândiți că niciodată nu o să scăpați de ea. Eu v-am spus cum am gândit eu vis-a-vis de experiența mea. Dar sunt și cazuri de oameni care au avut episoade și care pur și simplu they just got out of it. Adică s-au vindecat total, fără, total, mă rog, nu e o boală, nu știu de care te vindeci. Au depășit momentul și au reușit să facă pace cu ei și cu creierul lor, în așa fel încât treaba asta nu s-a mai repetat mulți ani sau, în fine, o perioadă îndelungată sau poate chiar niciodată. Deci nu trebuie să o gândiți așa, iar în cazul în care cumva nu ajungeți în punctul ăla sau în continuare vă întâlniți cu lucrurile astea, se poate trăi. Trebuie doar să înțelegeți că nu o să muriți din asta, că nu o să fie o chestie gravă, adică nu e o chestie gravă fizic vorbind, nu aveți o problemă cu inima sau o problemă cu stomacul sau o problemă cu nu știu ce alte chestii. Evident, bineînțeles, dacă verificați și vedeți că toate sunt ok și analizele vă sunt super ok, este doar un atac de panică și trebuie să înțelegeți că să-l acceptați ca pe un tovarăș de drum, un tovarăș mai nașpa, după cum am zis, dar un tovarăș cu care trebuie să mergeți mai departe, pentru că asta e, nu putem să ne oprim și să nu ne mai trăim viața pentru că avem treaba asta. Dați-vă timp, cum v-am zis și în clipul ăla, e ok să aveți nevoie de timp, e ok să simțiți nevoia să stați o zi în pătură, pentru că nu vă simțiți ok, pentru că aveți o stare psihică nașpa. Nu vă mai atacați pe voi înșivă când vine vorba de chestia asta și nu vă mai învinovățiți. O să fie bine, asta este chestia care trebuie să o aveți în minte permanent. Nu o să trăiți 24 în 24 cu atacuri de panică. O să fie bine. O să găsiți puterea, momentul, psihiatrul, psihologul, oamenii din jurul vostru care să vă ajute să treceți peste asta. Și nu în ultimul rând, voi sunteți cheia principală. Deci voi sunteți cei care puteți să vă ajutați pe voi prin ambiție, prin dorință, prin nu știu, toleranță vis-a-vis de propria persoană ca să vă depășiți aceste momente. Nu știu exact ce să vă mai spun, pentru că v-am spus și din experiența mea ca să înțelegeți cum am depășit eu chestia asta, într-un fel sau altul, v-am spus și de niște experiențe pe care le-am avut și de cum se manifestau, cu puls crescut, cu evident tensiune, că la momentul ăla îți crește tensiunea când ești super panicat, cu căderi de calciu, am avut și căderi de glicemie, am avut tot ce se putea avea din cauza asta, pentru că mi-am solicitat atât de tare corpul încât, evident, săracul la un moment dat a avut diverse reacții. Dar, nu știu, sper eu că v-am fost de folos și că v-am mai liniștit pe aia dintre voi care aveți problema asta sau v-am lămurit pe cei care nu aveți problemele astea și aveți poate oameni prin jurul vostru care suferă de treaba asta. Nu mai judecați pentru că nu știți ce înseamnă și credeți-mă, au fost momente când mergeam pe stradă și mă uitam la străini în timp ce eu aveam agitația asta în mine și mă gândeam, oare omul ăla avea atac de panică acum? Oare omul ăla e ok? Oare omul ăla e bine? Oare a avut aseară? Oare a avut vreodată? Oare cum o fi să trăiești normal? Te dărâmă psihic chestia asta și te dărâmă și mai tare în momentul în care îți dai seama că te împiedică să trăiești viața așa cum e dată de la Dumnezeu să trăiești, într-un mod normal. O să fiți ok, o să fiți bine și dacă aveți nevoie de orice, nu știu, sfat, părere, puteți să-mi lăsați mesaje private, puteți să-mi scrieți pe Instagram, puteți să-mi scrieți aici pe YouTube, pe pagina de Facebook, unde vreți voi. Și nu vă mai invit acum să-i dați like sau să vă abonați sau să ceva, pentru că clipul ăsta o fac de fiecare dată, știți deja chestia asta. Vă știți că eu vă invit nu ca să-mi creșteți mie cifrele sau ceva, pur și simplu pentru că vreau să am o comunitate cu care să pot împărtăși lucrurile mele în comun. Deci, cum ziceam, scrieți-mi dacă simțiți nevoia că aveți nevoie de un ajutor, de o părere, de o experiență, de întrebări, de, nu știu, vă simțiți prost într-o zi și vreți să vorbiți cu cineva. Chiar mă invit să faceți asta pentru că la momentul la care eu am trecut prin lucrurile astea, mi-aș fi dorit să existe sau să cunosc eu, poate că era la momentul ăla, nu știam eu, toate lucrurile astea, toate comunitățile astea, toți oamenii ăștia care sunt pe aici pe acolo și cu care poți vorbi. Deci, you have a friend in me dacă aveți nevoie de ajutor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în clipul de astăzi. Eu chiar sper din suflet să luați ca pe o discuție cu un prieten în momentul în care vă uitați la clipul ăsta și să vă liniștească într-un fel sau altul, indiferent de care parte a baricadei sunteți. Dacă sunteți în problemă sau lângă oameni care au problema asta, nu sunteți the ugliest weenie dacă v-ați uitat la Cow and Chicken, adică cârnăciorul ăla cel mai urât din pachet, nu sunteți așa ceva, sunteți niște oameni ca toți ceilalți care aveți o problemă ca toți ceilalți, că toți avem probleme, nu e nimeni, nu scapă nimeni, e ok din lumea asta. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine, noi ne vedem în clipul următor și, cum ziceam, sper că v-a fost de folos. Pa, pa!